Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint exercițiile fizice, descriere generală. Aceasta se adresează competenței generale numărul 1 din clasa 5-a, și anume utilizarea efectelor favorabile ale educației fizice și sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice pentru optimizarea stării de sănătate, respectiv competența specifică 1-2, identificarea în activitățile de educație fizică a factorilor de creștere a rezistenței organismului la influențele nocive ale factorilor de mediu. Practicarea constantă a exercițiilor fizice presupune ca aproape în fiecare zi să ne rezervăm 30 de minute pentru a face câteva mișcări fizice. Cum se realizează exercițiile fizice? Prin efectuarea de mișcări cu întregul corp sau prin efectuarea de mișcări cu unele segmente ale corpului, brațe, picioare, trunchi, etc. Cu ce scop practicăm exercițiile fizice? Pentru a obține efecte benefice asupra organismului. Unde putem practica exercițiile fizice? La munte, pe malul mării, în parc, în pădure sau pe terenul de sport. Având în vedere că lecția de educație fizică sau de pregătire sportivă practică se poate desfășura online, exercițiile fizice se pot practica și în spațiile închise, ca de exemplu acasă sau într-o sală. De asemenea, ele se pot practica și în condiții speciale, de exemplu pe zăpadă, gheață sau în apă. Exercițiile fizice sunt folosite în educație fizică și sport. Haideți să vedem cu ce scop practicăm exercițiile fizice. Pentru dezvoltare fizică armonioasă, petrecerea timpului liber, sportul de performanță, recuperare medicală, distracție, socializare sau lucruri în echipă, acestea contribuie la optimizarea stării de sănătate. Încercați să identificați cu ce putem asocia imaginile următoare. Dezvoltare fizică armonioasă. Petrecerea timpului liber. Sportul de performanță. Recuperare medicală. Distracție. Socializare, lucrul în echipă. Au fost folosite resurse foto cu licență Creative Commons. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.